încă un val de atacuri asupra lui Liviu Dragnea. De această dată, din partea lui Victor Ponta, ex-președintele social-democrat și-a atacat foștii colegi, a cerut demisia premierului și chiar a acuzat că tot ce s-a întâmplat în 10 august a fost premeditat de PSD. Sunt convins, în urma a tot ceea ce am văzut, că a existat o premeditare din partea ministrului de internet, doamna Carmen Dan, din partea lui Liviu Dragnea și a consilierilor săi. Din 91 n-a incendiat nimeni clădirea guvernului, dar dacă vrei să creezi și să provoci, atunci dai ordine foarte dure și exagerate, a declarat Victor Ponta la Suceava. Fostul premier premier al României s-a dat pe el ca exemplu și a sugerat că același lucru să-l facă și Viorica Dăncilă, adică să plece. Patru ani ca prim-ministru am reușit să gândim lucrurile în așa fel încât să nu vedeți în spital niciun jandarm, să nu vedeți în spital niciun protestatar, deși am avut destule momente dificile. La fel de mândru sunt în continuare că atunci când s-a pus problema să detenționăm o situație importantă pentru țară, am ales să plec eu din funcție. Cred că asta trebuie să facă un om politic care e interesat de altceva decât de scaunul propriu, a mai spus Victor Ponta. Nu doar Viorica Dăncilă ar trebui să-și dea demisia în opinia fostului PSD, Guvernul ar trebui schimbat așa încât să facă față Europei, iar acesta ar trebui să fie format din oameni alfabetizați. În Parlament, cu sprijinul parlamentarilor PSD și ALDE, trebuie să se facă pentru 1 ianuarie, pentru preluarea președinției Uniunii Europene, un guvern competent, alfabetizat, care să nu trăiască doar din propagandă și din plăți către propagandiști, ci să guverneze țara. Preluăm președinția Uniunii Europene și ar trebui să impresionăm pe europeni prin cultură, educație, competență. Acum e foarte greu să facem lucrul ăsta, a menționat Victor Ponta.